Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Vă invit, frați și surori, stimați prieteni, în această frumoasă seară, când suntem aici cu Domnul, împărtășia frățească, să deschideți Scripturile, Biblia, Cartea lui Dumnezeu, care este compusă din 66 de cărți. Să o deschidem în a doua carte, capitolul 12, respectiv Exod. Exodul, capitolul 12, și să citim împreună, pentru slava Domnului și pentru învățătura noastră, versetul 26. Și când vă vor întreba copiii voștri, ce însemnează obiceiul acesta? Amin. Frați și surori, vă invit să vă ocupați locurile. Încă o dată, în numele Mântuitorului Iisus Hristos, avem bucuria să vă salutăm pe toți și pe cei care ați ajuns mai târziu, oamenii lui Dumnezeu care îl căutați pe Domnul, care căutați neprihănirea și care ați primit provocarea din partea Domnului să vă pregătiți inima pentru cer prin pocăință față de păcat și prin credință față de Mântuitorul Iisus Hristos. Pe toți vă salutăm, dar îngăduiți-mi să salutăm în numele Domnului și pe cei care sunt cu noi online, undeva pe suprafața pământului, sunt în fața unui computer și împărtășesc împreună cu noi bucuria de la Betania. Dumnezeu să vă binecuvinteze! În această seară, în ciclul de lecții biblice, întrebările Bibliei, am ajuns la lecția numărul 11, care se intitulează Ce înseamnă obiceiul acesta? În această seară, frați și surori, mă rog Domnului să binecuvinteze acest cuvânt și de asemenea mă rog Domnului să vă dea dumneavoastră dorința necesară să vă concentrați la cuvântul Domnului și să-L ascultați cu plăcere, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Să-L ascultați cu bucurie, ca pe cuvântul care este trimis de Domnul să zidească sufletește, să producă stabilitate și siguranță în inimile noastre. Obiceiul este manifestarea constantă a unui comportament care oferă unui individ o anumită particularitate, un anumit specific. Viața noastră este dominată de obiceiuri, de care majoritatea timpului nici măcar nu suntem conștienți. Obiceiuri mai mari sau mai mici, de pildă, cu care pantof ne încălțăm primul. În ciuda faptului că facem aceasta cel puțin o dată în fiecare zi, acceptați să vă mai pun încă o dată această întrebare. Știți cu care pantof vă încălțați primul? Vă asigur că întotdeauna încălțăm același picior primul. Dar cei mai mulți dintre noi nu știm care este primul picior pe care îl încălțăm primul, deoarece o facem din reflex. Obiceiul este un reflex. Este un automatism care s-a fixat și pe care îl facem independent de domeniul conștient. Aș vrea să privim în primul rând la acest concept, obiceiul, la acest cuvânt, la această realitate. Și în primul rând să explicăm conceptul. La naștere, copilul are câteva instincte. Respiratul, clipitul, suptul și plânsul. Dincolo de acestea, copiii nu au obiceiuri, nici bune, nici rele. Ei nu știu nimic, nici corect, nici incorrect. Ei nu fac nimic, nici bine, nici rău. Copilăria este timpul în care se formează obiceiurile, adică tiparele de gândire care se manifestă prin comportamente,
Copilăria este timpul în care se formează deprinderile. Prin repetiție, ele devin mod de viață și conturează personalitatea fiecărui om. Specificul acestor obiceiuri depinde în cea mai mare măsură de doi factori foarte importanți. Primul dintre ele este zestrea nativă, genetică, cu care ne naștem, adică temperamentul. Doi, este zestrea dobândită prin educație. O educație care formează omul în primii ani de viață, adică caracterul. Maniera de a acționa sau de a reacționa într-un anumit fel în situațiile vieții se numește obicei. Obiceiul este un anumit fel de manifestare, de comportament în viața unui om care devine reflex, devine un automatism de comportament, un șablon de comportament care se manifestă independent de gândire și independent de voință, controlând și impunând modul de viață al unei persoane. Obiceiurile devin specifice în viața unui om, de aceea un om este unic în generația lui, deoarece are obiceiuri specifice, acestea fiind suma celor înnăscute, temperamentul, cu cele dobândite, caracterul. Obișnuința economisește o mulțime de timp și energie, deoarece ea implică un sistem de judecată și de voință. Dacă atunci când facem ceva în mod conștient, ne concentrăm la ceea ce facem și ne gândim bine, atunci când facem ceva din obicei, nu ne mai concentrăm și nu ne mai gândim bine. Pentru că obiceiul este un comportament salvat în memorie și este pus nu pe manual, ci este pus pe automat. Aceste obiceiuri specifice separă persoanele unele de altele, făcându-le diferite, ca și numele lor. Care sunt caracteristicile esențiale ale unui obicei? În primul rând, repetarea stereotipă, mecanică, a acelorași secvențe, a acelorași mișcări și în aceeași ordine. Un obicei în viața unui om devine un mecanism automat care se repetă ori de câte ori este nevoie, fără ca omul să îl producă în mod conștient și să îl controleze în mod conștient. Vreau să vă dau un exemplu banal. Când se va termina serviciul divin, fiecare dintre dumneavoastră veți pleca acasă. Eu vă asigur că nu vă concentrați la drum. Pur și simplu vă treziți acasă. Mi se întâmplă deseori să vreau să merg la cineva în vizită. Și tot gândindu-mă la problemele mele, uneori mă trezesc la biserică. Și când ajung la poarta bisericii, spun, wow, dar eu n-am vrut să vin la biserică, eu am vrut să merg în vizită la fratele cutare. Iată dar, automatismul venind în fiecare zi la biserică de cel puțin 2-3 ori, s-a fixat în mintea mea un drum. Și independent de voința mea, dau semnal dreapta când ajung la octen, dau semnal stânga când ajung în fața bisericii și lucrul acesta se întâmplă automat. Nu mă concentrez deloc la aceasta, pentru că nu fac pentru prima oară, ci a devenit un obicei, un automatism, un mecanism. 2. Manifestarea unui obicei este absolut constantă și este neschimbătoare, fiind declanșată de un semnal senzorial, adică de ceva ce vezi, de ceva ce auzi, simți, pipăi sau miroși, care pune în mișcare un comportament automat care se desfășoară întotdeauna în același fel. Permiteți-mi să vă dau un exemplu din lumea animală. Curca, spun oamenii de știință care studiază păsările, este o pasăre care are un automatism comportamental centrat pe ce aude. Pentru curcă nu este important ce vede, nici ce simte, ci
Simțul care determină tot ce face ea este auzul. Oamenii de știință spun că atunci când puii de curcă au croncănitul acela de sperietură, în curcă se declanșează imediat automatismul de a-i proteja. Și uitați ce au făcut oamenii de știință. Au făcut un dior, adică un animal care atacă păsările. Și au pus în el un casetofon. Un casetofon care face ca și puiul de curcă speriat. Și cu o ață l-au tras înspre curcă. Și casetofonul a început să facă zgomotul pe care îl face puiul de curcă când e speriat. Și dintr-o dată curca s-a dus la dior, la animalul ăla periculos pentru ea și pentru puii ei, și și-a pus aripile peste ea. Pe ea n-a interesat-o ce vede, ci pe ea a interesat-o ce aude. Și când a auzit ciripitul puiilor, ea s-a dus și a acoperit pe dușman, crezând că dușmanul este unul dintre puii ei. Fiecare dintre noi avem anumite automatisme de felul acesta. Am fost de multe ori în evangelizare cu grupul Speranța și am mers în foarte multe locuri și aproape în fiecare loc exista cam același repertoriu de cântări. Așa că într-un turneu de evangelizare, cântările acestea le auzeam de foarte multe ori. Era o cântare specifică pe care eu o cântau când chemam oamenii să iasă în față la pocăință. Ei bine, ori de câte ori aud cântarea aceea, văd oameni care vin în față. În mintea mea văd oamenii aceia. Ori de câte ori aud cântarea aceea, văd oamenii venind. Sigur că nu văd niciun om practic, fizic. Dar cântarea aceea declanșează un automatism, pentru că de prea multe ori am fost implicat în această experiență. Am citit în ziar despre o persoană care în luna aprilie a fost atacată de un om care a vrut să o omoare și să o violeze. Și a strâns-o de gât și de-abia a scăpat. A fost scăpată de niște trecători. În toți anii care au trecut, în luna respectivă din an, când ajungea în luna aceea, avea o senzație puternică de sufocare și de frică. Nu mai dormea nopțile. Era foarte stresată. Și luna aceea, în toți anii din viața ei, au devenit un chin. Așa se formează obiceiurile. Fiecare dintre noi, când auzim cuvântul casă, ne gândim la casa în care am copilărit. Când auzim cuvântul mamă, o și vedem pe mama care ne-a crescut. Când auzim cuvântul cine mai știe ce, când auzim un zgomot, un cuvânt, o vorbă spusă, imediat în mintea noastră se declanșează un automatism. Viața unui om este condusă de obiceiuri. Și fiecare om este ceea ce îl face obiceiurile pe care le are. Pentru a înțelege ce este în spatele unui obicei, trebuie să apelăm la câteva cunoștințe elementare de psihologie și o să solicit atenția dumneavoastră și o să vă rog să fiți puțin mai atenți. Psihicul uman este structurat pe trei niveluri. Nivelul conștient, subconștient și inconștient. Nivelul conștient este forma superioară de organizare unde acțiunea se face în mod intenționat, cu bună știință, în baza unor informații pe care omul le are. Adică, dacă omul ajunge într-un loc și simte că acolo este un pericol, el decide să plece din locul acela. E o decizie conștientă, e o decizie voluntară, în baza unor informații pe care le-am cules prin senzație, prin percepție. Asta face mintea noastră, face domeniul conștient. Pe un om îl conduce conștientul lui, într-o oarecare măsură. Apoi, subconștientul se situează dedesubtul conștientului, exact cum spune și cuvântul,
Și el este sediul obiceiurilor. În subconștient sunt obiceiurile, iar obiceiurile nu sunt conștiente. Obiceiurile sunt automatisme. Nu sunt pe manual, sunt pe automat. Aici sunt obiceiurile și ori de câte ori un om ajunge într-o anumită situație, se declanșează un obicei. Intră pe pilot automat. Aduceți-vă aminte de avioane. Ele au posibilitatea să meargă pe pilot automat sau pe manual. Pe pilot automat, pilotul nu face nimic, ci partea tehnologică a avionului preia toate responsabilitățile. La aterizare, la decolare, este pe manual și atunci pilotul face asta. Ei, pilotul e domeniul conștient. Pilotul automat este subconștientul. Este locul unde sunt înmagazinate obiceiurile. Și ori de câte ori un om face ceva pentru prima oară, el face folosind domeniul conștient. Se concentrează, ia informații din mediu, le analizează și ia o decizie. Ori de câte ori face un lucru obișnuit, de pildă, când bem apă, câți dintre dumneavoastră v-ați gândit, stai să înghit? Pur și simplu înghițitul e un reflex, e un automatism comportamental. Pur și simplu ducem cana la gură și independent de voința noastră, ghirț, 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 înghițim. Câți dintre noi ne concentrăm ca să apăsăm pe dumicatul de pâine care îl băgăm în gură? Pur și simplu aruncăm pâinea în gură și în timp ce ascultăm sau ne uităm la ceva, mestecăm. Independent de voința noastră, e un automatism. Aceste automatisme sunt în subconștient, timp în care acțiunile conștiente sunt în conștient. Mai există și inconștientul, dar el nu face parte de subiectul nostru, de aceea nu amintesc nimic în legătură cu asta. De pildă, rostul unghiilor. Unii oameni au obiceiul să-și roadă unghiile, cunosc și eu câteva mai aproape de mine, își rod unghiile. Este conștient sau inconștient obiceiul? Sigur că obiceiul e inconștient. Stă de vorbă cu tine și uită că e în public și începe. Nu spun acum dacă obiceiul ăsta este frumos sau nu. Vreau să vă dau un exemplu. Ce se întâmplă în mintea unui om atunci când el are o perioadă de slăbiciune spirituală și se implică în lucruri păcătoase, să zicem pornografie. Sau se implică într-un anturaj păcătos, unde vorbele sunt vulgare și glumele sunt proaste. Să zicem un tânăr din biserică, care este atras într-un anturaj la școală sau la serviciu, de un anturaj dubios, un anturaj vulgar, un anturaj lipsit de bun simț, lipsit de etică, de moralitate, și tânărul acesta vede imagini sau aude explicații murdare. Aceste informații se duc în domeniul conștient, pentru că mintea, când primește o informație, imediat o pune pe masă, crezând că stăpânul va avea nevoie de ea să o folosească. Când te vei culca noaptea, informația aceasta murdară va veni în vis și vei avea un vis murdar. Mâine de dimineață când te vei ruga, vei vrea să te rogi, dar în timpul rugăciunii îți va veni un gând murdar. De ce? Pentru că informația aceasta păcătoasă îți este în domeniul conștient. Ce să faci să scapi de ea? Să nu o repeți. Să spui, Doamne, iartă-mă pentru lucrul acesta, nu vreau să-l mai fac, și să nu te mai implici deloc în imagini de genul ăsta sau în cuvinte de felul ăsta, în informații de felul ăsta. E mintea, văzând că într-o zi, două, trei, cinci, o săptămână, o lună, nu mai folosești informația asta, ea are capacitatea involuntară, independentă de voința noastră, să ia informația asta din domeniul conștient și să o coboare în subconștient. Și dacă o vreme mai lungă de o jumătate de an nu mai folosim, o ia și din subconștient și o aruncă în basement, adică în inconștient. Dintr-o dată, informația aceasta nu-ți mai vine noaptea în vis. Și încep să ai vise curate și frumoase, poate cu Domnul Iisus, nu cu Bobby. Dacă vă mai aduceți întâmplarea cu Bobby. Dacă vă mai aduceți aminte de întâmplarea cu Bobby. Dar ce se întâmplă? Prima zi în care repeți ceea ce n-ai mai făcut de un an de zile, adică o imagine murdară sau un anturaj murdar, și mintea, ca și computerul, mai găsește în inconștient sau în subconștient o informație murdară similară pe cea cu care o vezi astăzi, culege tot din rafturile inconștientului și ale subconștientului și le aduce în domeniul conștientului și le pune pe toate împreună.
Și informațiile murdare de astăzi se asociază cu informațiile murdare din copilărie, de acum 20 de ani, și toate devin una. Și din nou ai vise murdare, și din nou ai gânduri murdare, și din nou la rugăciune îți vin în minte gânduri murdare. În felul acesta funcționează o minte de om și fiecare dintre noi avem una. Spun lucrurile acestea nu să vă impresionez, frați și surori, nici să filozofez și să fac pe deșteptul, dar spun lucrurile acestea pentru ca să înțelegem un pic mecanismul de gândire, să știm cum să procedăm și cum să izolăm lucrurile murdare pe care le-am înghițit vreodată în viață într-un moment de slăbiciune și să le lăsăm acolo în groapa inconștientului unde nu mai avem nicio relație directă cu ele. Sunt aruncate undeva într-o magazie și încuiate. Dar ori de câte ori mai vedem ceva care seamănă și sunt din aceeași categorie, imediat, printr-un automatism, independent de voința noastră, un agent al minții de judecată se duce repede și scormonește și dacă găsește ceva similar, îl adună, îl aduce în plan conștient că spune așa: oh, văd că stăpânul meu are nevoie de informații de genul ăsta. Oh, stai să mă duc să văd, nu mai găsesc, ba da, ba da, știu că am pus acolo într-un colț câteva. Și se duce și le adună pe toate și ți le pune pe masă. Și dintr-o imagine le mai ai și pe alea 1000 care le-ai văzut acum 10 ani. Dacă vrei să nu mai ai legătură cu tot ce ai văzut, ce ai auzit murdar în viață, ferește-te să mai auzi lucruri asemănătoare, pentru că mintea întotdeauna când auzi un lucru murdar, imediat se duce în subconștient și în inconștient și caută tot ce este similar și îl aduce și ți le pune pe masă zicând: aolo, stăpânul meu, văd că are nevoie de astfel de informații. În al doilea rând, frați și surori, aș vrea să privim puțin la criterii pentru formarea obiceiurilor. Cum se formează un obicei în viața unui om? Trebuie să menționăm că obiceiurile nu sunt doar morale și imorale, adică bune sau rele. Sunt și obiceiuri amorale, adică nu sunt nici bune, nu sunt nici rele. De pildă, obiceiul de a bea apă nu-i nici moral, îl fac toți oamenii, și sfinții și păcătoși. Și nu-i nici imoral. Obiceiuri culinare, de pildă, unul mănâncă mai sărat, nu înseamnă că e păcătos. Unul mănâncă mai iute, așa, mai spicy, asta nu înseamnă că e păcătos și nici că e sfânt. Astea sunt obiceiuri care au legătură cu mâncarea, sunt obiceiuri culinare care nu sunt bune sau rele în sine. Oamenii au tot felul de obiceiuri, personale, familiale, unii au obiceiuri să citească, unii au obiceiuri, sunt abonați la un anumit ziar, unii nu. Obiceiurile depinde la o persoană la alta. Astea nu sunt obiceiuri morale sau imorale, ci sunt amorale. Câteva exemple. În Germania era obiceiul să se sărute mâna femeilor, a doamnelor. Acest obicei s-a schimbat și nu mai există. Dacă un bărbat astăzi în Germania sărută mâna unei femei, pare dubios. Femeia aia se gândește: mă, dar ăsta ce vrea să-mi spună? Pentru că a fost obiceiul ăsta cândva și dacă un bărbat nu făcea asta, trecea drept lipsit de bun simț. Dacă acum îl face, trece drept un bărbat dubios. Iată dar, am predicat odată în Italia și probabil că sunt pe aici frați care au stat prin Italia o vreme. Și în general eu sunt o fire mai harismatică, gesticulez, însoțim mesajul verbal cu gesturi și mai fac tot felul de gesturi. Și nu știu cum, tot am făcut, nu știu ce explicam, că am făcut așa. Și când am făcut așa, pentru oamenii din sală, din Italia, gestul ăsta înseamnă un gest foarte urât. Dar eu n-aveam de unde să știu că nu sunt italian. Numai numele mie de italian. Și când s-a sfârșit predica, a venit unul la mine și a spus: să nu te superi pe mine, dar știi ce înseamnă așa? Și am spus: nu înseamnă nimic. Ce, ba da, ba da, pentru noi înseamnă ceva. Și mi-a spus ce înseamnă. Și de atunci m-am tot ferit să mai fac gesturi de genul ăsta, pentru că nici nu știi ce înseamnă un gest într-o anumită cultură. Un misionar s-a dus într-un trib și a pus mâinile peste cineva și s-a rugat pentru el să se vindece, că era bolnav. În clipa aceea, toți oamenii din tribul acela au tăbărât pe el și l-au omorât. De ce? În tribul acela, o persoană care își punea mâinile peste cineva, acesta era obiceiul de a blestema un om. Și cine făcea așa trebuia omorât. Iată ce semnificație avea gestul acesta în cultura respectivă. În sfârșit, mi-am notat eu multe obiceiuri din anumite țări, să vi le spun, de pildă numărul de flori căruia îl duci unei persoane la o familie când te duci în gazdă. În zona asta,